Vă salutăm, suntem în 15 ianuarie, duminică, și am venit și noi aici în grădină la stupi ca să mai vedem ce se întâmplă cu stupii și să vă spunem cam ce ar trebui să facem noi acum la stupi. Și să mai vorbesc despre câteva lucruri despre iernarea la albini. N-am mai făcut de mult cel mare în legătură cu stupina, cu iernarea, cu hrana, cu toate lucrurile astea. E pauză. Acum e pauză, că când începe lucrurile stupi, am multe de arătat, atunci nu am timp și se întâmplă că nu prea pot să filmez, dar ne stăruim așa ca să mai arătăm câte ceva. Acum să vă spun, iată rândul de pe terasă, nu de sus, dar de la mijloc. Ne-am uitat la toți, i-am luat fiecare la rând, pur și simplu a ridicat capacul și ne-am uitat. De obicei nu ne uităm la data asta, dar am făcut o excepție, acolo eram la două și zic, ia să mă uit la ei. Pentru că dacă mă uit la 20 ceva de bucăți, cam îmi fac o impresie despre toată stupina. Am găsit doi, din rândul ceala, am găsit doi care sunt mai înfoieți. O fi avut puiet, probabil, nu știu, parcă așa părea călduț, dar chiar dacă are puiet, ceva la început. Acum, zile următoare, se anunță foarte cald, se anunță chiar și 18 grade. Și dacă o să-mi permită vreme și o să fie cald, o să mă uit la ei să văd ce se întâmplă. Încoace nu ne-am uitat deloc. Ne-am gândit că dacă acolo sunt 2, o fi vreo 15-20 în toată stupina, care ceva în foiet sau o fi început cu puiet. Noi nu iernăm cu fundurile libere, cu sită. Nu lăsăm ramele libere, avem deasupra piernă, avem holstiu cu cea la care îl punem noi pe rame, păturica aceea sau sacul de rafii, cum vreți să ziceți, că avem diferite. Și cam asta îi iernează. Acum, la noi, noi suntem partea cea mai de sud a Moldovei, suntem chiar la sud. Mai cald, suntem practic în zona cea mai călduroasă din Moldova. Și m-am convins de un lucru, dacă stupii sunt bine pregătiți, dacă sunt sănătoși, dacă nu au păduchi, nu se apucă de sămănat. Noi vreau să vă vorbesc despre condens. Văd că mulți arată filmări și spun că nu au condens. Păi dacă acum să avem condens, apoi vă dați seama ce a să fie în februarie. Când stupii măcile o să înceapă să seamene și o să fie cald. Când va trebui să facă temperatură mare în stupi și afară va fi 0 sau minus sau chiar numai 5 grade cu plus. Atunci se vede condensul. Acum nici nu trebuie să vorbim de condens. Poți să-i lipui și folii de jur împrejur. Practic, condens nu o să vedem, fiindcă ele stau acolo ghem și nu degajă căldura prin păr. Haideți să vă arăt un stup 2, pentru că nu putem să umblăm acum. Și mergem din capăt. Aici am pus câteva caramizi, că le-a umflat vântul, a fost un vânt. Poți să vii mai de-aproape, așa? În stupină este liniște, măcar că e rece, dar nu-i frig. Adică e o iarnă destul de blândă, să spunem. 0 grade dimineața, minus 1 grad, 5 sau 7, acum cum s-a răcit vremea, dar vă dați seama cum a fost cu o săptămână mai înainte. Am avut 5 sau cam așa. De pe sfârșitul anului 2022 și 2023. Am avut 5 zile de zbor. Noi așa ceva n-am întâlnit niciodată. Așa, și încă un aspect, filmează acolo în departare, se vede smochinul. Ia ca copacul aici, drept în față,
Smochinul a schimbat metoda de iernare. Copacii ăștia iarna se învălesc și primăvara se, toamna se învălesc, primăvara se dezvălesc, pentru că au nevoie la ger. Acum ne-am convins deja de 2 ani că nu-i nevoie și iată, anul ăsta nu l-a mai învălit și nu se întâmplă nimic. Și am schimbat modul de dezvoltare a lui, i-am lăsat 3-4 acolo, 5 bucăți ca copacul în sus, nu i-am mai lăsat tufă. I-a lăsat tufă ca să-i putem înveli. S-a schimbat clima. Gata, e cu totul altceva. Iarna, de acum, iarna asta n-a mai înghețat deloc. Bine că suntem la jumătate de iarnă, nu știm ce o să fie mai departe. Dar până aici, uitați-vă. Uitați-vă ce temperaturi avem. Iarba cu zilele cele a început să crească pe jos iarba verde. Acum, uitați-vă că în zilele următoare vremea se va încălzi până la 18 grade. Așa, aici avem un roi, o să arăt și roi, vreau să vă arăt la familie, așa? Unul sau doi, eu nu o să desfac mult. Uite, și este o găurică și poate să iasă. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Stupul. E de margine în margine. Aici avem 5 rami. Păi să văd cât deranjat. Uite la ce altă. Vreau ca să nu fii deranjat, să vă explic ceva. Văd că pare deranjat. Și aici nu trebuia să pun capacul pe ăsta. Haide acum. Așa este are găurică. Haideți că... Ni le-o rost pe ăsta și nu-mi place deloc, mai bine pun saci de rafi. Îți fac așa. Ia uitați-vă aici. Cum stă. Avem cât? 6 rami. Dar vreau să vă arăt cum stă albin aici. Și cum stă albin aici. Și ghemul e până aici. Ce vreau să vă explic? Că mă întâlnesc cu mulți la lucru, ne lucrez, ne realizăm noi miere, am venit mulți apicultori și îmi spun noi nu strângem cuiburile, noi le lăsăm așa toată iarna și dacă avem timp, strângem primăvară. În rest nu strângem deloc. Vreau să vă spun care e avantajul la cuiburile strânse. Cuibul, dacă noi nu strângem cuibul și liber mai stătea albina pe o ramă în partea asta și pe o ramă în partea asta, fiind, uitați-vă cât e albina în margine. Și ghemul, vă asigur că el era să fie până aici. Când strângem noi, când mai scoatem din cuib, din ghem deja, nu vorbesc că scoatem ramele în plus, dar când scoatem din ghem o ramă sau două, noi roata o forțăm să fie mai mare. Și uitați, filmează de aproape ca să vadă. Albina, stupul ăsta vă garantez că nu are puiet. Albina asta amorțită, ea mișcă încet. Aici puiet nu-i. Uitați-vă pe runii, practic. Aici mai mult, dar uitați aici albina stă până în partea asta. Deci stupul e stupul strâns. Ce se întâmplă? Care e avantajul că strângem, de ce strângem noi? Eu am întâlnit mulți apicultori care o viață întreagă au făcut apicultură și nu au strâns cuiburile. Și când s-au apucat să strângă cuiburile, au spus că e cu mult mai bine. De ce e cu mult mai bine? Noi când scoatem din cuib o ramă, două, deci ghemul ăsta, noi îl forțăm că el să fie mai mare. Și automat e consum mai mic și uzură mai puțin. Eu nu-i pun pe nimeni să-i strângă, poate să-i las așa liberi, cum vor. Acesta este un avantaj. A doilea avantaj este că primăvara nu mai umblăm în sud ca să scuturăm câte o ramă, 2%. Dar noi verificăm, să zicem, că sunt care nu am fost atenți. Vedeam că e o ramă cam puțin. Mai scoatem, desigur, mai scoatem, dar la general nu facem lucrul ăsta. Deci deja el e cuibul strâns. Și acum mai țineți cont încă de un lucru. Putem noi să facem ce nu o face. În luna, sfârșitul ianuarie, februarie, albinele, carpatina, rasa noastră, se apucă de semănat. Bacfastul și alte specii se apucă de pe acu, au puiet la greu.
Dacă e albina acum să cade curată și selectată, ea nu o să apuce de semănat. Și eu pot să vă dovedesc, v-am spus că din toată stăpina, măcar că strâng și nu s-a apucă de semănat. Că dacă albina, ea știe mai bine, mare istorie nu-i face, că o ții strânsă, că e așa gemă sau e așa, dacă ei apuca de semănat, s-a apucă. Și știți care s-a apucă de semănat? S-a apucă de semănat așa care sunt mici, care e o mână de albină și albina și matca înțelege că treaba nu-i de stat. Trebuie să ne apucăm de lucru că nu avem generații de albină sau dacă are păduc sau altceva. Dar dacă albina e tot în regulă, pentru că spun mulți, eu îi țin așa că nu s-a apuci de semănat. Dacă poți să iei și să-i lași fundul mai de sită, poți să iei și pierna de deasupra, să-l lași așa, dacă el lui a apucat de semănat, o să observați asta, dacă vreți o să observați în stupină, că matca se apucă de semănat dacă ea semănă. Deci asta e legat de ce noi strângem cuiburile din toamnă. Le strângem ca să fie consumul mai mic și uzură mai puțină la albini. Și mierea nu cristalizează pe rame. Asta e iarăși un avantaj foarte mare. O să vedeți că toate părțile sau, în general, lângă cuib, deja mierea este cristalizată pentru că nu e acoperită de albină. Și primăvara, când începe dezvoltarea, vremea se încălzește, parcă începe a stopi ramele cele acolo, mierea, și albina începe să o curăță și jumătate din ea o dă pe fundul stopului. Și o să vă uitați primăvara, o să vedeți multă, multă miere mărunțită, mai mult ca ceară. Deci noi lucrurile astea le-am observat și de asta facem lucrurile astea. Și legat de condens, iarna nu se pune folia pe rami deasupra, nu se pune folia pe rami. În primul rând, iarna nu ți ajută la nimic, iar primăvara când începe puietul, atunci ce faci umeditate foarte mult. Și părerea noastră acum, că iarăși fiecare face cum vrea, nu... Noi de ce facem filmulețele? Ca unul e de acolo o idee, din parte o idee și în felul ăsta își face propria părere cum să procedeze în stupină. Mulți spun că noi punem folia primăvara ca să facă apă. Citiți literatură, vedeți. Și o să vedeți că apa din condens nu este pentru albin. Vă informați și o să vedeți lucrul ăsta. Asta e una. A doilea, condensul ceala, condensul care îl face sus, pe lângă faptul că îi dați apă la albină, începeți să dezvolta puietul văros la albină. De pe acum să începe toate lucrurile astea. Umeditatea peste măsură. A să spuneți, dar apa în pungă nu face umeditate, e un spațiu închis. Sunt două lucruri diferite. Despre puietul văros și alte lucruri, eu cred că în filmările următoare o să atingem și astfel de subiecte, pentru că dacă se vorbește despre puietul văros, e mult de vorbit. Dar primul lucru, primul pas, stup închis, în plastic, folii, toate astea dezvoltă puietul văros. Pentru că nu respiră, el trebuie să ducă bioxidul de carbon, să vină oxigen în stup. De aici să ia toate lucrurile, părerea noastră, fiecare face cum vrea. Eu am mai observat un lucru și am înțeles un lucru, cu umeditatea mare în stup, primăvara stopează foarte mult dezvoltarea stupului. Primăvara trebuie să fie cât mai mult aer în stup. Iată cam asta legat de iernarea noastră. De ce nu se vorbește acum de condens? Acum n-au nimeni condens. Acum dacă avem rame mucegăite pe deasupra, asta e semn că o să fie, Doamne ferește, în primăvară, în luna februarie. Acum nu se pune problema pe condens. Acum poate fi o piernă udă, deci cum e, ăsta e crăpat, să zicem că undeva o nimerit apă, ceva de la capac, dar din interior niciodată nu o să vă fac condens acum. Cum începe puietul, atunci e condens.
Și încă ceva despre mortalitatea stupilor, a familiilor de albini. Mortalitatea începe practic în sfârșitul februarie, începutul martie. Acolo încep să se strângă stupii. Cineva poate zic că nu mi-a murit, dar am unificat. E același lucru aproape. Parcă asta am vrut să vă spun până acum. Eu am rămas în urmă cu filmările, nu am mai filmat multe și îmi stă multe în cap, ca să vă spun. Dar până data viitoare, numai bine.